este o nouă unitate, o platformă parlamentară de data asta, de o coordonare mai bună a tot ceea ce înseamnă implementarea acordului de asociere și cel de liber schimb. Începem să lucrăm pe platformă parlamentară mult mai intens și mult mai organizat în tot ceea ce ține de agenda noastră a angajamentelor față de Uniunea Europeană. Să nu uităm că suntem un stat asociat la Uniunea Europeană cu angajamente clare, inclusiv calendaristice, care trebuie urmate și respectate în tocmai. Pe lângă ședințele pe care le-am inițiat la nivelul Parlamentului cu Guvernul pentru a sincroniza agendele și pentru a conlucra mai bine, e nevoie și de o organizare și mobilizare și pe interiorul Parlamentului, ce ține de comisiile parlamentare, echipele tehnice a comisiilor parlamentare și direcțiile implicate. A fost o primă ședință de lansare a activităților. Vor urma în fiecare săptămână ședințe cu secretariatul, în așa fel încât să existe o mobilizare maximă în tot ceea ce ține de implementarea acordului de asociere. Vrem să vedem unde sunt restanțe, care sunt ele, ce trebuie de făcut și să începem să prioritizăm cât mai bine și cât mai mult tot ceea ce ține de implementarea acordului de asociere. Vom avea și suportul necesar din partea partenerilor de dezvoltare. Deja am avut și unele discuții privind instruiri, expertize.